Actorii Dan Bordean, Olimpia Melinte și Adrian Titieni fac parte din distribuția filmului Căutătorul de Vânt, film care va fi disponibil în cinematografe de pe data de 11 martie. Vom sta de vorbă cu regizorul acestui film, cu Mihai Sofronea, dar înainte de toate aș vrea să urmărim trailerul acestui film, să ne facem o idee și apoi să aflăm ce se întâmplă în spatele acestui mesaj pe care regizorul își propune să-l transmită. Te-am sunat să spun că sunt bine. Am un job nou și o să încep zilele astea. Mai ai vreo 2 luni, maximum 3 luni de trăit. Cum adică 2 luni? Ce e aia 2 luni? Oana, am eu o altă socoteală, e din neam, de-a noastră. Toți oamenii ăștia nu știu altceva decât să brâfească, nici măcar n-am cu cine să vorbesc. Hai mă cu mine afară. Am găsit noi ceva de muncă. Să vezi la toamnă, când se curg gutuile, ce frumos vinos. La toamnă. Și doar n-ai de gând să pleci. Plec. Când? Curând. În această perioadă, granița dintre viață și moarte este un subiect cât se poate de actual, un subiect pe care, iată, Mihai Sofronea l-a anticipat și un subiect despre care veți afla mai multe în acest film. Noi stăm de vorbă cu el în această dimineață. Bună dimineața, bine ai venit la Matinal. Bună dimineața, Georgia. Mulțumesc de invitație. Noi îți mulțumim tare mult că te-ai alăturat acestui program și că vii să ne prezinți un film care e cât se poate de actual, de în temă cu ceea ce se întâmplă la nivel mondial în această perioadă. Ne imaginăm că atunci când ești pus în fața faptului împlinit, intervine acea idee ușor clișeică pe Instagram, pentru că circulă foarte des, trăiește fiecare zi ca și când ar fi ultima. Da, sunt vremuri dubioase, ca să fim cel puțin eleganți. Vremuri foarte inumane. Filmul Căutătorul de Vânt e o propunere. Nu este o rezolvare. Să dai rezolvări trebuie să fie foarte impertinent. O întrebare, o propunere, tu ce faci cu tine, cu viața ta, cu destinul tău atunci când aparent mai ai puțin timp de trăit. Pretextul filmului este Dan Bordeanu, care este un actor minunat și a făcut un rol foarte, foarte greu și foarte fain, dar l-a făcut într-o zonă solară. Filmul începe ca o dramă, el află că va muri. Dar acesta este doar pretextul. Are o boală terminală, o află din întâmplare și pleacă. Către nicăieri, nu știe cum să rezolve întrebarea și această problemă. Și pas cu pas începe să se întoarcă la el, se întoarcă la lucrurile din jur, ajunge într-un sat uitat de lume undeva prin munții Dobrogei, un spațiu serenar, aparent lipsit de viață, dar un spațiu în care, de fapt, el începe să se redescopere pe el însuși și să redescopere viața. În lucrurile simple, foarte, foarte simple. O pală de vânt pe vârful unei stânci. Iarba în vânt. Apa, Dunărea. Lucruri pe care le considerăm normale, firești. Și atunci nu ne mai apreciem. Ca și oamenii din jurul nostru, pe care îi considerăm să subînțelege că ei trebuie să fie lângă noi. Nu este așa, nimic. Nu, de fapt, nu merităm nimic dacă nu apreciem și dacă nu conștientizăm cine suntem și ce avem. Și avem foarte, foarte multe lucruri. Și în contextul actual, ar trebui să ne dăm seama că fericirea și viața aceea minunată pe care ne-o dorim, de fapt noi am trăit-o și o trăim constant. Cu o singură condiție, să conștientizezi
aceste lucruri. Să le cauți. Pentru că știi, când eram mici, eu, o să ne facem mari. Când o să mă fac eu mare, suntem mari de mult. Și nu avem atât de mult timp cât ne-am mințit. Că ne mințim constant că timpul este o entitate, proprietate privată a noastră. Nu avem timp și asta este partea frumoasă a lucrurilor. Pentru că, nu știu, eternitatea cred că este foarte plictisitoare. Ori dacă tu cu tine începi să cauți, să te cauți pe tine, și Dan Bordeanu asta face în filmul nostru, pentru că el face un rol minunat și el s-a căutat foarte mult, am lucrat, cred că 2 ani pentru acest personaj, nu în repetiții, în discuții, întâlniri, ieșiri în natură ca din întâmplare. Și s-a întâlnit și cu Olimpia Melinte și cu Adrian Titieni, alți 2 actori minunați și generoși și care toți trei nu au avut nimic de dovedit. Lor înșile și, nu știu, celorlalți, spun criticii, s-au aruncat în film cu căutare. Și lucrul ăsta se vede și vede și publicul. Am avut până acum niște proiecții la TIFF, la Cluj, la festival, la Brăila și la București și la Oradea, TIFF Oradea. Și a fost minunat, oamenii nu mai vreau să plece din sală. La TIFF ne-au dat afară din sală pentru că începe alt film. Și știți, sunt acele întrebări, Q&A, după ce se termină filmul. Și oamenii nu vreau să întrebe cum a fost la filmare, cum v-ați înțeles. Oamenii vreau să vorbească despre ei. Pentru că fiecare, dacă stăm puțin cu noi înșine, avem căutări, avem frici. Și frica de moarte există în noi, dar o negăm constant. Și aveau nevoie să vorbească. Și a fost minunat că mi-a dat seama că de fapt e un film de public. El intră ca o dramă, un om care află că va muri, dar pentru că este o rezolvare solară, o rezolvare optimistă, că până la urmă el în acel sat uită de moarte și moartea uită de el. Ca în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Pentru că lucrurile importante sunt foarte lângă noi, sunt în noi, dar trebuie să le dăm timp și trebuie să ne dăm timp să le căutăm. Exista scris pe ziduri la un moment dat acea frază celebră, Regarde le ciel. Și ne gândeam, poate, ce s-au bucat ăștia să scrie pe ziduri, să te uiți la cer, ce e așa de complicat? Da. Dar este complicat. Ne uităm prea mult în telefon, ne uităm prea mult la stopul mașinii din față, nu prea ne mai ridicăm privirea. Da, privește cerul. Aia a fost o campanie genială. Am mutat-o și în Franța, într-adevăr. Privește cerul. Un om nebun care vrea să împărtășească o posibilă vindecare. Privești cerul, privești ochii celui de lângă tine, pentru că de foarte multe ori nu mai privim. Aparent ne privim, dar doar vedem o imagine 2D, ca pe tabletă. Noi suntem 3D, energie, suntem viață. Am să pronunț un nume și tu să-mi spui dacă îl recunoști. Ionuț Hâncu, artizan în lemn. Dan sculptează în lemn, face din stejar mese, niște nebunii, face design de... E un om spectaculos și cred că este un exemplu viu al ideii din filmul tău. Este omul care a învins o boală incurabilă cu o forță incredibilă și spune că supranaturalul s-a întrepătruns cu viața lui reală într-un mod fantastic, pentru că în momentul în care a aflat diagnosticul fiind la volan, a citit rezultatele analizelor, a simțit efectiv o forță, o mână care îl împinge de la spate și care îl asigură că totul va fi bine. Și a continuat să trăiască fiecare zi cu intensitate și după ce s-a vindecat a continuat să trăiască cu foarte multă intensitate. Da. E un munte de energie și de voie bună. Spune că nu căutăm neapărat soluțiile, dar uite, putem să ne inspirăm de la
oameni care în mod concret au accesat soluția. Pentru că vindecarea este în noi, nu neapărat vindecarea pentru o boală incurabilă. Vindecarea amneziei, vindecarea singurătății, necăutării celuilalt și, în primul rând, necăutării sinelui. Ori filmul Căutătorul de Vânt cu Dan Bordeanu, care este, vă spun, este minunat și este un Dan Bordeanu pe care nu l-ați cunoscut până acum. El este cunoscut din serialele de la ProTV, era o altă zonă, este un actor cu o forță și cu niște subtilități minunate, fără a vorbi prea mult, fără a arăta prea mult, pentru că nu a avut nevoie să dovedească ceva cuiva, nici măcar lui însuși. Mihai, eu vreau să văd filmele românești și mă bucur teribil că ai venit în această dimineață și că ne-am cunoscut. Din 11 martie în cinematografe, vă așteptăm la Căutătorul de Vânt. E un film, e o propunere solară, optimistă. Cred că avem nevoie de astfel de perspective oricând, nu doar acum în aceste vremuri. Și abia aștept să fiu în sala de cinematograf și să cunosc această poveste pe care tu o aduci în fața oamenilor și te invit după, când lumea se acomodează cu titlul, cu imaginile, să revii, să povestim și poate să avem această experiență terapeutică pe care, iată, au primit-o cei de la TIFF. Îți mulțumesc teribil de mult! Mulțumesc și pentru invitație! O zi bună! Asemenea, mergem către muzică de data aceasta, pentru că eu cred că arta vindecă în toate formele ei, fie că vorbim despre film, teatru, muzică, fotografie, de ce nu, dans. Avem parte de o melodie, se numește Din partea ta, iar numele de scenă al artistei este Prima dragoste. Haideți să ascultăm împreună. Mi-a plăcut această melodie și mi-a plăcut energia pe care am simțit-o. Mi se pare interesant numele. Bună dimineața, Prima dragoste! Bună dimineața! Și eu mă bucur tare mult că ai venit în această dimineață și aș vrea să ne povestim un puțin. Primul rând, cum ai ales acest nume de scenă? Ok, a fost întâmplător, de fapt, mi-a venit în cap ideea asta. Ok, s-au unit mai multe chestii la un loc. Na, am suferit din prima dragoste și prima dragoste a fost muzica. După aia mi-am dat seama și le-am unit într-o sferă și a ieșit prima dragoste. Cred că mulți dintre noi am fost prima dragoste a cuiva. Da, sigur. Nu? Și noi am fost și noi am avut. Asta-i. Cum a apărut această melodie? Cum a fost inspirația ta? Cum ai simțit că s-au petrecut lucrurile? Deci, da, peste un an după ce am suferit, după ce am reușit să uit despre prima dragoste, am ajuns la concertul lui, pentru că el tot cântă, am ajuns la concertul lui și, na, îl văd vis-a-vis de masa mea, cum stă și se cuprinde cu o fată și în timp ce se cuprinde se uită la mine și am venit acasă și în următoarea zi, unica ce am putut să fac e să mă ridic din pat să scriu piesa asta. Și abia peste un an am înregistrat-o. Da. Adică au trecut 2 ani de atunci. Mi se pare o poveste așa, pe de parte învăluită în mister și vreau să-l las misterul să rămână, nu vreau să intru în povestea ta așa cu bocanci, pentru că nu mi se pare că asta e rolul nostru în această dimineață. Mi se pare interesant ritmul pe care îl abordezi în contextul despre care îmi povestești, pentru că e o poveste de vindecare, e o rană acolo și totuși ritmul e unul săltăreț așa. Cum ai reușit să le pui împreună, să mixezi lucrurile? Face parte din natura ta de a fi, faptul că ești optimistă, ești vivace? Da, da. Eu sunt gemeni, în primul rând. Aha, așa, se leagă? Asta mult explică. Deci, da, o parte așa, nu știu, o fază de-a mea e că, na, transmit un mesaj destul de trist într-o manieră pozitivă, na, că totuși suntem tineri și totul înainte, dar totuși spun că sufăr acum, dar o spun în maniera asta pozitivă a mea, știi, colorată. Cum ți-ai identificat stilul muzical? Felul de a fi, felul de a te îmbrăca, ești foarte autentică. Adică doar uitându-mă la tine îmi dau seama că ai foarte multă încredere de sine și că te-ai descoperit de-a lungul timpului. Mulțumesc! De fapt, nu pot să spun că încă m-am descoperit totalmente, continui să învăț, să mă învăț și stilul muzical nu cred că l-aș categoriza într-un anumit stil, pentru că iubesc să experimentez și
Acum fac un stil muzical, pop, indie, după aia vreau să încerc folk rock, dar un pic mai târziu. Acum până când mă orientez pe... să-mi fac și eu oamenii mei, să iau oamenii mei, că după aia să știu că dacă o scot o piesă, o să asculte lumea. Asta e. Cum a reacționat până acum publicul la această melodie? Ce reacție ai primit? Deci eu sunt din Moldova, sunt din Chișinău și când am scris piesa, o cântam într-o variantă acustică și lumea s-a deprins de acolo, de acasă s-a deprins cu varianta aia acustică. Dar cum am venit în București și am făcut piesa în stilul ăsta, mai comercială, ok, acasă a fost un pic judecată, că cum, deși Sanda, deși tu ai plecat în stilul ăsta așa bine stătea, da? În România au fost destul de bine primit și îmi pare foarte bine. Și pare foarte bine. Pe lângă varianta asta, piesa, am lansat și varianta acustică. Tot această piesă, doar că în prima variantă, cum era originală. Asta. Ce planuri ai de aici mai departe? Adică capitolul ăsta ție ce ți-a adus și cu ce mergi mai departe către următorul proiect? Deci, acum mă pregătesc de lansarea unui EP, care o să fie curând, sper de tot sufletul că o să fie curând și o să fie totul bine. Mai am multe piese scrise care, ok, trebuie să determinat din planul producției, dar sunt foarte, foarte multe, adică nu stau pe loc, deloc, merg mai departe. Aș vrea să le explicăm celor de acasă o noțiune cu care eu m-am confruntat prima dată. EP este un album care nu e chiar un album. Da, care nu e chiar un album. În albumul ăsta se intre, hai să-l numim album, că o să intre 5 piese. E ca un fel de prezentare a artistului, așa să spunem. Pregătești noi videoclipuri? Da, pregătesc un videoclip, curând începem filmările și e complet pe stilul meu. Adică aici sunt complet eu, de la început până la capăt, o să fiu doar eu. Ai vreun artist cu care îți dorești foarte mult să colaborezi? Eu visez de când eram mică să cânt cu Celine Dion, acum nu știu dacă se întâmple vreodată, dar eu îmi doresc. Păi da, de fapt, admir mulți artiști, dar nu știu dacă aș vrea anume să cânt cu ei, mai mult aș vrea să-i cunosc. Deci admir totalmente de când eram în burtică la mama. Îți spun acum o scurtă istorie. Gen, era la maică-mea în burtică încă și asculta albumul din 99, Vama Veche. Și punea căștile la burtică. Avea tata niște căști imense, știi? Și mama le punea la burtică și ascultam din 2002, ascultam albumul din 99. M-am născut în 2002, pardon. Și gen, până acum rămân fană înrăită Tudor Chirilă, Vama Veche. Pe lângă asta, chiar aș vrea din tot sufletul să încerc să fac ceva cu The Motans. Mhm. Pentru că Tudor Chirilă m-a învățat să scriu, dar The Motans m-a motivat să scriu. Ce frumos! Da! Deci, doi artiști pe care îi admir foarte tare. Eu sper să se concretizeze ceea ce tu îți dorești. Da, Doamne! Pentru că dacă transmiți așa undele potrivite în univers, Dumnezeu pleacă urechea și zice, dar dacă fata asta își dorește, ai să-i dau. Da. Și atunci, uite, în așteptare două colaborări. Dacă sunt un fel de mama omida în dimineața asta și lucrurile chiar se vor întâmpla așa, te aștept din nou la matinal. Bineînțeles și între timp cu proiectele tale și cu acest EP pe care îl pregătești, îți doresc mult succes. Și îți mulțumesc că ai venit în dimineața asta să ne bucurăm împreună cu tine. Eu vă mulțumesc foarte mult, mi-a plăcut foarte mult să fiu aici. Mulțumim tare, tare mult. Mie îmi place că avem așa un spațiu de echilibru aici în platou. Nu știu exact când s-a proiectat acest platou, ce a simțit cel care l-a creat, dar a făcut treabă foarte, foarte bună, pentru că toți invitații noștri sunt fericiți dimineața. Și voi de acasă puteți să fiți în propriul spațiu, pentru că pe canalul de YouTube Vivico Design Interior găsiți foarte multe sfaturi utile. Și astăzi vă prezentăm și noi top 5 lucruri de efect pe care designerii le folosesc pentru a crea un spațiu fără cusur. Bună, eu sunt Raluca, arhitect de interior și în acest episod o să vorbim despre cum corectez vizual spațiile cu defecte din proiectele mele. Sunt idei interesante care au venit odată cu experiența, idei despre care nu ați ști că le-am folosit dacă nu vi le-aș explica. Așa că cine crede că un arhitect de interior combină doar canapele și draperii, îi recomand să rămână să urmărească acest episod.
Haideți să începem cu mult lăudata bibliotecă de colț, despre care v-am mai povestit și pe care o folosesc destul de des în locurile în care accesul este restrâns sau atunci când nu vreau să intru într-un dormitor și să dau cu nasul direct într-un dulap. Spre exemplu, avem acest dormitor unde am gândit un dulap de colț ce pornea chiar din dreptul ușii, însă ceva nu era bine la început pentru că, deși camera era spațioasă, ideea de a intra și a vedea un lateral de dulap este absolut înfricoșătoare pentru mine, așa că am adăugat un colț de bibliotecă în formă de triunghi ce face ușor tranziția către dulap și către peretele placat din spatele patului. Un alt exemplu ar fi acest hol îngust în care a trebuit să gândesc o depozitare cât mai generoasă pentru că nici dormitoarele, nici livingul nu ne permiteau. Soluția a fost organizarea dulapului principal din hol în trei bucăți. Cele două laterale le-am transformat în biblioteci de colț pentru a rămâne suficient spațiu de trecere, iar la mijloc a rămas depozitarea pentru haine. Cât despre colțul de vis-a-vis, l-am organizat în două bucăți, una pentru depozitare și o mică bibliotecă cu deschidere tot către hol. Aceste biblioteci de colț cu deschidere către spațiile înguste au ajutat mult la percepția vizuală și au fost salvarea beneficiarilor. Numai gândul la ușile de dressing înalte și micșorarea spațiilor de trecere de la colțuri erau suficient de înspăimântătoare. Însă, acest lucru nu ne-a descurajat și am încercat să găsim soluții pentru a transforma holul într-un spațiu de trecere luminos, cu o organizare fluidă către living, iar bibliotecile și oglinzile au fost de mare ajutor. Haideți să vă povestesc puțin și despre spațiile de la intrare. În acest living a lipsit de la început un spațiu de intrare unde să-ți poți lăsa hainele și încălțămintea, așa că am decis să construiesc unul din mobilier. Pe o parte băncuța cu loc de haine, iar pe cealaltă parte un perete decorativ cu oglindă, ce pare că se continuă din peretele real din beton placat cu plăci 3D. Ansamblul funcționează practic ca un perete separator între living și zona de intrare cu scara care duce către etaj. Un alt proiect în care am inventat practic o intrare este acesta, în care am construit un perete din rigips fix în fostul hol pentru a încadra un dulap și pentru a crea un dressing cu intrare prin vechiul dormitor și o zonă de depozitare pe hol. Când vorbim despre depozitările ascunse, o altă cameră ce mi-a dat băte de cap a fost un dormitor matrimonial mansardat. Trebuia să-l fac cumva, să arate bine și impunător, dar în același timp să găsesc loc și pentru depozitarea hainelor. Neavând o înălțime constantă, într-un final, soluția a fost să retrag toată depozitarea în zona mai puțin înaltă a camerei și pe toată lungimea ei, apoi să vin cu un perete separator cu rol de tăblie a patului pe centrul camerei unde am așezat, ați ghicit, patrul matrimonial. O altă depozitare ascunsă pe care am realizat-o a fost într-un dormitor de adolescent. Mi s-a cerut în mod expres să nu se vadă dulapul pe un lateral al camerei pentru că vor să fie cât mai aerisit, așa că am venit cu ideea de a retrage depozitarea în spatele patului. Are o adâncime de 45 cm cu sistem de umerașe perpendicular pe perete și loc pentru haine împăturite. Pe lângă asta am încadrat și o bandă verde din plexiglas luminoasă, placă de plexiglas. Și în spatele ei de tot este un neon. Și am făcut o zonă foarte, foarte interesantă din punctul meu de vedere. E o lumină ambientală. Iar în partea cu biroul am ascuns un aer condiționat și o mică depozitare pentru cărți și alte necesare școlii. A, și aici, în partea de sus, este ascuns aerul condiționat. Așa. Tadam! Oglinzile sunt preferatele mele. În acest dormitor am folosit oglinda ca element focal, însă a avut și rol de corectare a spațiului pentru că aceasta era o cameră mică, cu două intrări și o fereastră nu foarte generoasă. Oglinda a fost folosită fix vis-a-vis de peretele cu fereastra pentru a maximiza reflexia luminii, apoi placând pereții lateral cu riflaje verticale alături de oglinzile folosite exact în colț, se creează un efect vizual de mărire și de continuare a spațiului, un fel de Infinity Mirror, dar fără LED-uri. Un alt loc în care am folosit oglinzile cu rol de maximizare a luminii a fost la noi în apartament, la dulapul mare de pe peretele cu baia, ce se extinde către intrare, unde am ascuns un pantofar foarte generos și o depozitare de haine fix în colț. Dar simplul fapt că a fost placat integral cu oglindă a dematerializat spațiul și intrarea nu a mai părut la fel de îngustă. Ar mai fi un proiect în care m-am bazat foarte mult pe proprietatea oglinzilor de a corecta vizual spațiile. Este un proiect pe care încă nu vi l-am prezentat însă, dar curând ne vom organiza și abia aștept să vi-l arăt. Avem aici un dulap într-un dormitor foarte mic, dar foarte înalt. În dreapta dulapului, lângă fereastră, avem o intrare către un spațiu anexă de depozitare. Acela nu prea era suficient.
Așa că am folosit un ansamblu de pat pe colț cu dressing, iar în capătul dressingului lângă fereastră am teșit pur și simplu colțul pentru a lăsa liberă intrarea către spațiul anexă, dar l-am placat cu oglindă. Pentru că poziția lui fix în vecinătatea ferestrei ne-a permis în primul rând maximizarea luminii, dar și iluzia optică de a face fereastra să pară mai mare și mai extinsă. În același apartament am construit o iluzie optică și mai mare, pe holul de la intrare. Nevoia pentru depozitări în acest apartament a fost accentuată, așa că am decis să facem un dulap pentru tot ce înseamnă detergenți, mături și aspiratoare pe colț, dar l-am îmbrăcat complet în oglindă pentru a dematerializa totul, așa că, na, puțină magie, nu? Și nu în ultimul rând, putem să vorbim despre draperie ca un element corector al spațiului. Ultimul lucru pe care aș vrea să vi-l arăt este acest dormitor matrimonial, unde am corectat puțin zona patului pentru că era plină de colțuri. Acest spațiu a rezultat în urma unor intersecții ale acoperișului și a zonei hexagonale dezvoltată pe înălțimea casei, fiind prezentă și la parter în locul de luat masa, dar și la etaj. Camera dispunea de acest loc mai generos, unde am putut poziționa un pat, și nu orice pat, ci unul rotund. Însă toate unghiurile astea erau puțin lăsate de izbeliște dacă nu le făceam ceva, așa că am hotărât să plachez cei doi pereți laterali cu panouri 3D pentru a-i oferi patului un context. Apoi, în spatele patului și deasupra, am venit cu o perdeluță strânsă pentru a masca tot ce nu vroiam să se vadă. Pe final de emisiune ne-am propus să abordăm un subiect de mare ajutor în această perioadă. Vorbim despre primul ajutor, mai concret. Vorbim despre conștientizare și despre educație în acest sector și ne este alături în această dimineață Catinca Roman, designer de moda și ambasador al acestei campanii, de asemenea activist pentru drepturile omului. Îi avem alături de noi pe Alexandru Străinu, președintele Asociației Universitare pentru Medicină și Asistență Medicală. Este student anul 2 la Asistență Medicală Generală și instructor și de asemenea avem alături de noi și pe Dumitru Panfiloi, un medic rezident medicină de urgență, de asemenea instructor. Bună dimineața tuturor și vă mulțumim. Bună dimineața. Mulțumim tare mult că v-ați alăturat matinalului. Iată, pe final de emisiune, să ne ajutați să livrăm împreună o informație de interes general, aș spune eu. Nu știm ce ne așteaptă, nu vrem să speculăm, dar vrem să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Am să încep, Catinca, prin a te întreba cum te-ai alăturat acestui proiect, ce te-a determinat să îi promovezi pe acești băieți care vin să aducă binele? Păi eu cred că foarte multe probleme de la noi din țară vin din cauza lipsei de educație. Și primul ajutor mi se pare un basic, sincer, mai ales în condițiile sanitare din ultimii 2 ani. Și găsesc că acești băieți fac o treabă extraordinară, pentru că de obicei aceste cursuri trebuie plătite. Ori, din punctul meu de vedere, acest gen de cursuri ar trebui oferite gratuit la nivel european. Așa că sunt alături de ei cu toată inima și chiar particip la cursuri, pentru că mi se pare foarte interesant și chiar am aflat enorm de multe lucruri, plus că am asistat la diverse situații în care cineva cu cunoștințe de prim ajutor ar fi fost de mare folos și mi-am dat seama de importanța acestor învățăminte. Cred că e foarte importantă viteza de reacție, oricât de frică ne-ar fi într-un anumit moment. Țin să precizez că în această perioadă se aniversează și 115 ani de la apariția serviciului de ambulanță la inițiativa doctorului Nicolae Minovici. Așa că pe 1 martie s-a celebrat acest lucru. Venim și noi astăzi să prezentăm câteva noțiuni, poate și pentru a degreva acest serviciu și pentru a acționa la timp. Așa că v-aș lăsa pe voi, băieți, să ne povestiți mai multe despre acest proiect, despre cum, uite, Alexandru, se pot alătura cei interesați acestor cursuri. Sigur. În primul rând îi mulțumim Catincăi pentru că s-a alăturat cauzei noastre. În al doilea rând, luând în calcul situația actuală, având în vedere că pe teritoriul nostru intră foarte multe persoane care într-adevăr au nevoie de ajutor, am decis să lansăm acest proiect You Can Be a Hero și să instruim cât mai multă lume, să învețe tehnici de prim ajutor de bază, care considerăm noi că sunt foarte importante. Dumi, te rog frumos să te alături cauzei și să exemplificăm aici. Sunt două scenarii, în primul rând. Okay. În momentul în care, de exemplu, mergem pe stradă și observăm o posibilă victimă că este căzută pe jos, în primul rând trebuie să analizăm foarte bine starea ei de conștiință. Și atunci
ea poate să fie inconștientă, poate să respire sau poate să fie inconștientă și poate să nu respire. Astea sunt cele două scenarii de bază. Și atunci ce facem? Presupunem că victima este inconștientă, dar respiră. Ne apropiem ușor de victimă din față și, în primul rând, trebuie să verificăm starea de conștiință. Cum facem acest lucru? O apucăm foarte ușor de umeri și o întrebăm. Ești bine? Ești bine? Și vedem dacă această victimă răspunde la stimuli. Dacă nu răspunde la stimuli, încercăm să facem o analiză primară. Și aici trebuie să reținem trei litere importante. A, B, C-ul primar. A-ul vine de la căile aeriene, trebuie să deschidem calea aeriană prin hiperextensia capului, după cum demonstrează colegul meu, după care este foarte important să vedem dacă respiră. Cum facem acest lucru? Ne apropiem ușor cu capul și aplicăm manevra PAS. P-A-S. Privește, ascultă și respiră. E foarte important să reținem că totuși încă suntem într-un context epidemiologic COVID și așa mai departe, iar Consiliul European pentru Resuscitare recomandă foarte clar să doar să privim și să nu ne apropiem. De asemenea, cu toții avem câte o mască în buzunar, în geantă, în ghiozdan, e foarte important să-i punem și o mască victimei pe față, să nu ne contaminăm. Bun, după ce am aplicat manevra PAS, ce facem? Vedem că nu respiră, este foarte important să sunăm la 112 și să cerem ajutorul cuiva. Ajutor. Specializat, da. Exact. De asemenea, legea sănătății ne dă voie să oferim primul ajutor atâta timp cât avem intenții bune. Așa că nu este nicio problemă. Nu ne ferim și nu spunem că nu știm. Exact. Bun. Resuscitarea cardiopulmonară. Cum facem acest lucru? Ei bine, ne apropiem de victimă, măsurăm în primul rând sternul, trebuie să fie pe undeva pe la jumătate. După ce am făcut acest lucru, cu podul palmei, punem mâna, intercalăm degetele și începem să facem compresiile toracice. Compresiile toracice trebuie să fie ritmice, undeva la 100-120 de compresii pe minut, la o adâncime de 5-5,5 cm. Și începem. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10, până la 30. După ce am făcut 30 de compresii, este foarte important să oferim două ventilații salvatoare posibilei victime. Ventilațiile, la fel, facem hiperextensia capului pentru a elibera căile aeriene și ventilăm. O să vedem că toracele se ridică, atunci știm foarte sigur că ventilațiile au fost eficiente. Bun. De asemenea, este foarte important să știm că în Uniunea Europeană majoritatea țărilor au la dispoziție și un defibrilator automat extern. Bineînțeles, acesta e unul de test, este mult mai micuț. Se găsește și la noi în țară, în diferite magazine, în stațiile de metrou. Putem să le aplicăm foarte bine pe toracele pacientului și livrează șoc. Dar aici vorbim deja de un scenariu diferit. Ce facem când mergem la restaurant și vedem pe cineva că se neacă? Metoda Heimlich? Da. Exact! Și pentru lucrul acesta avem un dispozitiv foarte, foarte drăguț aici și o să-l rog pe Dumi să își monteze acest dispozitiv. Ia să vedem. Mă bucur tare mult că ați venit în această dimineață și uite, avem parte de informare în acest moment. Bineînțeles, cei care vor să aprofundeze sunt invitați să descopere cursurile voastre. Și am văzut că în momentul în care ai spus sunăm la 112, te-ai uitat la Catinca, pentru că avem oameni care sunt lângă noi și putem să delegăm. Dacă noi ne descurcăm să oferim primul ajutor, cei de lângă noi pot să sune. Și atunci câștigăm și mai mult timp decât să le facem noi pe toate. Exact. Așa. Pentru că în momentul în care facem compresiile, trebuie să ne concentrăm acolo. De aceea e foarte important să chemăm pe cineva și să ne ajute. Bun, ai zis de manevra Heimlich. Cum facem acest lucru? Ei bine, sunt în desene animate, dar nu știm exact dacă am fi confruntați cu așa ceva. Care e semnul internațional în momentul în care ceva se neacă? Își pune mâinile la gât. Exact. Bun, ne apropiem foarte ușor de victimă, la fel. O întrebăm, poți să tușești, poți să vorbești, vedem că se neacă, că nu poate să discute. Merge foarte frumos. Începem, în primul rând, cu 5 lovituri între omoplați, ca să încercăm să dislocăm acel corp străin. Da? Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5.
După ne apropiem de Dumii. Dumii face o treabă foarte exact, bună, să știi. Da. Ne apropiem, pumnul strâns, punem palma peste pumn, în zona abdomenului, dar nu pe coaste, nu lângă. Și ia uitați ce se întâmplă dacă aplicăm bine compresia. Hop, hop! A ieșit corpul străin. Bineînțeles, este un test acum. Compresiile trebuie făcute foarte, foarte puternic. De asemenea, ajutor, ajutor, nu uităm. Chemăm pe cineva să ne ajute și sunăm la 112. Mare parte, aceasta este manevra Heimlich. Vreau să-mi povestiți dincolo de partea tehnică. Dumii, vreau să știu cum putem să trecem de emoția momentului și să acționăm, pentru că vorbim de o viteză de reacție de care victima are nevoie și atunci noi nu putem să stăm pe gânduri. Da, practic, chiar dacă trebuie să avem o empatie destul de mare față de victima cu care suntem atunci în contact, în același timp trebuie să avem un sânge rece, să zic așa, adică să excludem persoanele din jur, să excludem orice factor care ne-ar putea perturba din a face bine în situația respectivă, să ne gândim efectiv la că facem câteva lucruri benefice, efectiv cu mâinile noastre și cam atât. Adică trebuie să fim antrenați prin exercițiile simple, în primă fază, să facem față unei situații reale. Și Catinca, cred că ne ajută foarte mult tocmai aceste cursuri, unde suntem oarecum puși în fața unui lucru care se întâmplă. Pentru că în rest n-ai cum să te pregătești pentru așa ceva, dar în momentul în care ai cunoștințele de baze, cred că crește siguranța de sine și eficiența ajutorului acordat. Asta vreau să te întreb, pentru că, uite, avem alături de noi profesioniști, dar noi două, de exemplu, da. Nu știu tu, eu sigur nu am fost niciodată pusă în această situație. M-am bucurat să nu văd oameni care au nevoie de ajutor, dar se poate întâmpla. Se poate întâmpla, într-adevăr. Cum ți-a crescut ție încrederea de sine în cadrul acestor cursuri? Pentru că eu am văzut acum, dar fără să pun mâna, fără să fiu îndrumată de voi în cadrul unui exercițiu, nu știu cât de multă încredere aș avea acum, chiar știind informațiile de bază. Într-adevăr, este un decalaj între fantezia noastră și ce ne putem închipui și că se întâmplă. Și momentul în care ești pus chiar în fața unui manechin, da, păi în fața unei victime. De asta este extrem de important să cunoști foarte bine pașii, pentru că eu sunt sigură că în momentul în care ai baza, lucrurile vin natural și un pic de exercițiu. Nu mai stai să te gândești la ce ai de făcut și funcționează adrenalina și se pun în mișcare cunoștințele care deja le ai. Vorbim despre această manevră de resuscitare în cazul căror persoane, Dumii, aș vrea să te întreb, când se poate întâmpla o cădere bruscă a unei persoane? Cum a spus și colegul meu, Alexandru, vorbim de victimele care sunt inconștiente și nu mai respiră. Adică, practic, resuscitarea pe care o vedem, manevra în sine, văzută la televizor sau mai știu eu unde, se aplică victimelor inconștiente care nu mai respiră. Trebuie să vedem, să facem diferența între o respirație eficientă și una neeficientă, pentru că sunt situații diferite. Și strict atunci se intervine. Da. Dacă victima noastră, după ce ne-am apropiat și am verificat respirațiile, este în stare de inconștiență, dar respiră, mai acționăm sau încercăm să o trezim? Dacă respiră, dar e inconștientă, cum am spus, atunci aplicăm altă metodă. Este vorba de altă manevră, se numește poziție laterală de siguranță. Practic, trebuie să întoarcem cumva victima pe o parte, astfel încât să-i faciliteze și respirația și să nu vomite, pentru că este un risc foarte mare de a vomita, iar ceea ce vomită, în același timp, să inspire în plămâni. Ori asta e o situație mai agravantă. Deci, iată, avem mai multe situații posibile și trebuie să evaluăm foarte clar scenariul în care ne aflăm ca să putem să acționăm în cunoștință de cauză, pentru că dacă n-am verificat, ce se poate întâmpla? Dacă noi n-am verificat și nu ne-am asigurat înainte și am pornit așa cu ferocitate către victimă din dorința de a o ajuta și aplicăm metodele de resuscitare, dar ea respiră... Agravăm starea, putem să agravăm starea.
E foarte important să mergem la cursuri, da, dincolo de ceea ce facem noi aici. Exact, și dincolo de ceea ce vedem în filme, pentru că și asta e o problemă, că de multe ori vedem în filme manevre care par foarte ușor de executat și care, de fapt, sunt cu totul și cu totul altceva și trebuie să făcute numai de către personal de specializat. În acest moment putem să mai exemplificăm vreo tehnică pentru cei de acasă cu ceea ce avem la dispoziție? Corect. De exemplu, a vorbit de poziția laterală de siguranță, am putea să o exemplificăm și am să dau asta puțin la o parte. Mm-hmm. Și am să rog pe Dumi, bineînțeles, pentru că face o treabă minunată, să se întindă. Și atunci, la fel, trebuie să ne apropiem din față de victimă. După ce am făcut toată anamneza și vedem că este inconștient, dar respiră, atunci aplicăm poziția laterală. Cum facem acest lucru? Mâna care este lângă noi o ducem frumos la 90 de grade. După ce am făcut acest lucru, piciorul din partea opusă îl vom ridica. Aș vrea să mă iertați din suflet pentru că avem o intervenție de ultimă oră și mergem puțin către guvern, acolo unde doamna ministru Gabriela Firea are o intervenție în direct despre situația refugiaților, dar cu siguranță revenim. Avem mai multe categorii. Avem copii care au venit însoțiți de un părinte, pentru că, în general, bărbații au rămas în Ucraina la luptă, puțini au plecat către alte țări. Avem copii care au ajuns în țara noastră cu însoțitori legali sau formali și avem, de asemenea, începând de aseară, și o altă categorie asupra căreia ne îndreptăm cu foarte mare atenție și preocupare, și anume orfanii din Ucraina. Dați-mi voie să vă prezint și aceste cifre. Așadar, au intrat în țara noastră 58.284 de copii, au ieșit împreună cu părinții sau însoțitorii 35.674, sunt în acest moment în țara noastră peste 22.000 de copii, mai exact cifra concretă, 22.610. Aș vrea să fac de asemenea precizarea că sunt cu peste 4.500 mai mult decât ziua precedentă, deci raportarea precedentă, așadar numărul de copii care vin în țara noastră din Ucraina crește în fiecare zi cu câteva mii. Vă prezint și cifrele defalcat: copii sub 5 ani, 5.661, copii sub 10 ani, 13.144, copii sub 14 ani, 18.529. Ce vreau să subliniez cu privire la primul grup mare de copii orfani care au pătruns aseară în țara noastră, am ținut legătura permanent cu Ministerul de Interne, cu domnul ministru Bode, cu domnul doctor și secretar de stat Raed Arafat, de asemenea cu toate instituțiile competente, pentru că Ministerul Familiei are în subordonare Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și este implicată direct ca și structură centrală în primirea orfanilor și, de asemenea, transferul acestora, nu oriunde, deci nu la orice locație, nu la un hotel, nu la o pensiune, nu la o persoană particulară, ci în centre de plasament, noi ne dorim în case de tip familial, pentru că atmosfera este mult mai plăcută, sau la asistenți maternali, deoarece au nevoie de o îngrijire specială. Din punctul meu de vedere, dacă acest conflict va dura mai mult, numărul locurilor pe care le avem în acest moment disponibil se va epuiza, dar avem deja legătura cu asociații, organizații și alte instituții, inclusiv reprezentanții mediului de afaceri sau cetățeni, care vor să sprijine direcțiile noastre județene de asistență socială și să... Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Mai multe informații vor veni din partea colegilor noștri de la știri, dar revenim la ceea ce prezentam înainte de această intervenție, pentru că Dumnezeu este acolo, relaxat, așteaptă să îi se aplice ultima manevră despre care vom discuta în această dimineață. Te rog, corect, Alexandre. Încă respiră. După ce am pus mâna la 90 de grade, vom lua piciorul din partea opusă
și îl vom ține aici. Fiind inconștient, este foarte greu să-și țină piciorul. Cu mâna aceasta îi asigurăm capul și ușor de tot vom trage victima spre noi. Îi ridicăm capul prin hiperextensie să îi deschidem calea aeriană, iar acest picior îl ducem la 90 de grade. Îl verificăm periodic, 1-1-2, dacă totul e ok și se trezește, victima e salvată! Vă mulțumim din suflet că... Mulțumesc. Gata, poți să te trezești. Este deja ora prânzului, nu mai este dimineață, dar bună dimineața, bine te-ai trezit. Mă bucur că ați venit și vă mulțumesc tuturor pentru inițiativă. Să prezentăm proiectul. Cu mare, mare drag și vă mai așteptăm, bineînțeles, vă dorim ca voi să vă treacă pragul cât mai mulți cursanți ca să avem o Românie instruită din acest punct de vedere. Mulțumim și noi! Mulțumim. Am ajuns la final, iată, o emisiune cu foarte mult conținut educativ. Vă aștept, bineînțeles, luni dimineața să reveniți în fața micilor ecrane pentru a ne putea urmări la matinal și vă doresc să aveți parte de un weekend rodnic în care să zâmbiți, de ce nu, așa cum ați auzit și de la Loredana Latiș mai devreme. Cred că am oferit un program de calitate și o să continuăm să facem asta, să aveți grijă de voi și, bineînțeles, să rămâneți alături de Metropola TV, pentru că imediat, la fix, vor intra colegii mei de la știri cu principalul jurnal de știri al zilei. Zi frumoasă tuturor!